În episodul de astăzi, admirăm câteva piese de artilerie scoase din uz, ne aducem aminte de vremurile studenției, de cursuri retrase la Xerox, de viață de cămin și descoperim fosta alee a Prințesei Maria, actuala alee Copou. Deci, după cum spuneam, când urcăm Copou pe partea stângă, după floricele acestea frumoase, avem Muzeul Militar. Haideți să dăm o tură și prin curtea acestea, să vedeți câteva exponate. Să începem cu acestea de pe partea dreaptă, dinspre bulevard. Referire la filiala Iași. Tun antiaerian, calibru 100 de milimetri. Bătaie pe orizontală, 21 de kilometri. Bătaie pe verticală, 12,7 km. Așa, viteza la gura țevii, greutatea proiectilului. Haideți că nu o să vă citesc toate detaliile. Deci tun antiaerian era ăsta. Nu dați seama dacă trăgea pe verticală la 12.700 de metri, da? Ajungea avioanele. Nu știu, un avion la ce înălțime zboară. 7, 10, 12.000 de metri. Cam așa arată. Să vedem pe al doilea. Ăsta este un obuzier de câmp, Skoda. Calibru 105 mm. Bătaie 11 km. Greutate proiectil 14 kg. Obuzier de câmp. Așa, să vedem următorul. Un lung de câmp Schneider, calibru 105 mm, model 1936, bătaie 16 km, greutate proiectil 15 kg, un lung de câmp. Uitați și pe asta cum arată. Un lung de câmp. Așa, următorul, să vedem asta ce este. Tun antiaerian, tot antiaerian și ăsta, calibru 37 mm, bătaie pe verticală 4,8 km. Asta este mai mititel. Cam așa arată. Continuăm cu tun antitank. Asta e mânțul care l-am găsit la magazin. Este. Da? Da, ce floricele frumoase au plantat aici. Regimentul 7 Roșiori cu Zavoda. Și aici avem un, să vedem, un antitank, calibru 75 mm, model 1943, bătaia 11,4 km. Cam așa arată. Regimentul 7 Roșiori cu Zavoda. Tunul în memoria eroilor din primul război mondial, înălțat în 1929 cazarma Sărărie, strămutat pe 25 octombrie 2013. Altul antitank, pe astea de acolo vi le-am arătat când am venit. Haideți să vedem mai departe ce mai au. Deci
Ministerul de Externe al Guvernului României, aflat în refugiu la Iași între anii 1916-1918, a funcționat la etajul clădirii cercului militar. Funcția de ministru de externe a fost asumată succesiv de Ion Ice Brăteanu, Tache Ionescu, generalul Alexandru Averescu și Constantin Ceiar Ion. Iași, capitala Renașterii Naționale, centenarul 1918-2018. Am gălăgit, nu știu dacă m-ați auzit. Haideți, mâine să vedem și alte exponate. Vedem ce mai au băieții pe aici. Aici e ceva mai mititel. Asta ce-o fi? Tun antitank, calibru 47, bătaia 7 km, 7000 de metri. Antitank. O să vedem aici ce mai este. Obuzier de munte, Bucegi, calibru 98 mm. Bătaia 10,8 km. Obuzier de munte Bucegi. Asta a fi fost făcut la noi. Tunul de câmp și antitank calibru 76,2 mm. Bătaia maximă, ia să vedem, cu proiectil perforant 4 km, cu proiectil exploziv 13,2 km. Deci cu exploziv mergem mult mai departe. Da. Așa arată. Și perforantul ăla de ce zbura așa de puțin? Nu toate arată la fel. E, pentru tine. Asta ce-o mai fi? Ia să vedem. Antiaerian A436, calibru 2x30 mm. Deci are doi, are două țevi. De asta e calibru de 2x. Are două țevi. Frumos. 30 de mm, bătaia maximă 3,5 km la ținte aeriene și 2 km la ținte terestre. 1000 de metri, ținte blindate ușor. Da. Interesant, aveți căunel. Te urcai aici. Ladă pentru muniție, bănuiesc că niște pedale, niște manivele pentru rotită dispozitivul sus, jos, stânga, dreapta. Da, interesant. Cu toate că de preferat să nu se ajungă niciodată la utilizarea unor asemenea mașinării. Ei, astea sunt scoase din uz, în ziua de azi sunt altele mult mai performante. Doar chiar și așa, mai ales că suntem destul de avansați ca să putem trăi în pace. Ia să vedem aici. Obuzier calibru 122 de mm. Bătaie 11,8 km. Uitați ce țeavă scurtă are. 21,7 kg. Da? Da. Are țeavă scurtă. Ia să vedem următorul. Asta e mai mare, are țeavă mai lungă. Și avem tun de câmp, calibru 130 de mm, model 1982. Bătaia maximă 38 de km. Mult. 38.000 de metri bătaie. Greutate proiectil 33 de kg. Uha, ia uite ce animal. Ce țeavă are. Asta bate 33 de km, de seama. Asta mititel, ce o mai fi? Că scrie aici în fața lui. Tunul de munte, calibru 76 de mm. Bătaia maximă 8,6 km. Proiectil de 6,2
27 de kilograme. Ăsta e mai mititel. Tunul de munte. Casa armatei. Așa, hai să vedem că mai sunt câteva. Dacă nu v-ați plictisit, vi le arăt și pe restul rămase și mergem mai departe pe Copou. Să vedem aici ce avem. Tun antitank, așa, calibru 45 mm, model 1942, bătaia 4,5 km, greutate proiectil 1,4 kg. Mititel, roți cu spite, că sunt roți de motocicletă. Așa, să vedem dincolo ce avem. O buzie sau ce-o fie ăla. Să vedem. Aruncător, calibru 120 de mm. Așa, model tot 42, bătaia 5,7 km. Greutate proiectil 16 kg. Fabricat la uzinile Reșița. Adică scrie și unde sunt fabricate, dar eu dacă sunt în grabă și nu stau să citesc toate informațiile, mai scapă una alta. Dar, după cum v-am spus, puneți pauză și mai citit acasă, dacă vreți, sunteți interesat. Așa, ia să vedem mai ce avem. Este un tun mai vechi. Tun Krupp, calibru 75 de mm, model 1904. Să fie mai vechi. Are roți din astea de lemn, de car. Căruța, ia să vedem, bătaia 6.000 de metri. Adică 6 km. Proiectil, greutate 8,5 kg. Fabricat Germania. Da. Am spus roți. De lemn. Cum erau înainte și pe la căruțele noastre și pe la tunuri. Asta e un tun și asta mai vechi. Tot cu un fel de roți de lemn, așa astea. Da, roți de lemn. Hai să vedem povestea astuia. Cu buzier de câmp Skoda. Calibru 100 de mm, bătaia 8,4 km, greutate proiectil 14 kg. Buzier de câmp Skoda. Ăștia au fabricat armament pe timpul războiului, după aia s-au apucat să fabrice automobile, autoturisme și alte alte. Mai sunt și Skoda, mai sunt și Porsche și alte. Fabricau motoare de tancuri și alte cele. Hai să vedem aici ce avem. Asta tot ceva cu două țevi. Mitraliera antiaeriană cu două țevi, calibru 14,5 mm. Așa, fabricată în România, are o bătaie de 4.000 de metri, adică 4 km și cu proiectil de 0,6 kg. Cam așa arată. Adică aici. Hai să vedem partea asta la altă ce mai avem. Ultimele. Cam așa arată. Uitați și ăsta ce. Ce țeavă are. Așa. Și aici încă o mitralieră cu 4 țevi. Vedeți? 4 țevi. Mitraliera antiaeriană cu 4 țevi, calibru 14,5 mm, model 1949, are o bătaie de 4 km, greutate proiectil 0,6 kg. Fiind cu 4 țevi, așa trăgea și cu proiectile mai mititele. Ce bătaie am spus? 4 km. Testul la 4 țevi, lasă-mă ce
zburau proiectile din asta. Așa, următorul este un tun de câmp și antitan calibru 85 de mm. Bătaia maximă cu exploziv, proiectil exploziv 15,6 km. Așa, și avem la greutate proiectil 9,6 kg. Fabricat în URSS. Așa, și celălalt din capăt, adică acesta, este un tun antiaerian automat calibru 57 de mm. Bătaia 8,8 km aerian, 12 km terestru și la greutate proiectil 37 de kg. Da? Proiectile mari, ăsta de aici primul. Tot așa cu scaun, cu așa, te urcai, reglai, setai, primeai coordonatele bănuiescă și orientai mașinăria unde era nevoie. Ia uitați aici. Vele pentru reglaj, tu 95 de mm. Da, nu mai intru în detalii, nu mai stau, că mă ceartă Gabriela, se plictisește, nici nu mai văd, nu știu pe unde s-a dus. Eu am intrat aici între tunuri și alte câte și ea, săraca, mă așteaptă pe undeva, se plictisește. Deci dacă vreți să veniți, puteți să veniți să vizitați, cred că se poate intra și la interior. Noi nu intrăm, trecem doar prin parc, am văzut exponatele și mergem mai departe pe Copou către Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Ia uitați că am văzut-o și pe Gabriela. Muzeul militar, da? Cercul militar Iași. Așa? Peste stradă, după cum v-am spus, avem spitalul militar. Acolo este spitalul militar. Muzeul militar, unde tocmai am ieșit. Gabriela, că n-ați văzut-o de mult, m-a lăsat singur între tunuri acolo. Nu ți-a plăcut la tunuri? Nu ți-a plăcut la tunuri? Ai plecat? Te-ai plictisit? Toate sunt la fel. Femeile. Dacă erau rochii sau mai știu eu ce, nu mai scoteai de acolo. Spuneam eu că toate sunt la fel. Acum la tunuri ce să spun? Toate sunt la fel. Deci cum urcăm Copou, imediat după cercul militar Casa Armatei, avem Casa Universitarilor, a fost restaurată de curând, arăta puțin diferit înainte, erau mai mulți copaci prin zonă, acum a fost scoasă la lumină, arată altfel. Casa Universitarilor. Scanați, căutați informații. Aparține de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, următoarea clădire pe partea stângă. Pe partea dreaptă, aici pe colț, avem Academia Română. Casa Universitarilor și pe lateral. Cred că e închisă, nu văd pe nimeni pe aici. Arată total diferit. Deci că înainte era o terasă aici cu mese, cu... eram student și veneam aici la a luat masa, la un suc, la o bere. Acum a fost total
schimbat, reorganizat, arată diferit. Avea un aer mult mai boem, sau cum să zic, înainte. Pe stradă încolo nu mai coborâm, pe partea stângă avem corpul D al Universității Alexandru Ioan Cuza cu Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Psihologie, parcă mai era Științele Educației, ceva, dar nu mai știu, pe partea stângă, da? Iar pe partea dreaptă este lateral la Universității Alexandru Ioan Cuza, corpul A. Pe partea asta cred că se intră spre Facultatea de Drept, dacă nu cumva. Este o intrare laterală. Hai să traversăm pe aici puțin ilegal, nu vine nicio mașină. Mai veneam pe aici, când veneam la ore, mai intram și pe partea asta, pe latura aceasta. Cred că o să vă prezint universitatea cu altă ocazie, nu mai intrăm astăzi. Da, la interior. O să vă arăt universitatea doar așa, pe exterior. Busturi, iarăși, cu diversi popi. Iată, Beniamin Costache. Simeon Bărnuțiu. Traian Bratu. Traian Bratu. Traian Bratu. Mihai David. Geograf. Ăla ai fi... Lolog. Ce mai rău? Când am... Jurnalist, da? Da, poate voi ați auzit din unii din ei. Noi. Nu neapărat. Și arată intrarea din față. Corpului A al Universității Alexandru Ioan Cuza. Aici am făcut și eu facultatea. O perioadă destul de îndelungată. Iar Gabriela a făcut, da, a făcut pe partea dreaptă, în corpul B. Și ce? Și ce? E bine, și eu am mai făcut din a principala, cum să zic? Ce unde face clădirea în Universitate. Facultatea, da, era în clădirea B. Așa, aici cred că avem un felinar vechi, da. Cred că din sistemul vechi de iluminare al Iașului. Mi se pare că mai este unul de genul ăsta mai sus în stația de autobuz. Mai spus simetric. Da, vedeți cum arată? Interesant, nu? De câte ori am trecut pe aici, dar niciodată n-am ridicat privirea să mă uit la el. Înainte la o meserie în sine să vezi, da. Da, 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 da. Era meseria de lampadaș, sau cum se chema? Da, este reprezentată la Muzeul Regina Maria. N-am fost, este atunci și acolo. Și aici Universitatea Corpul A. Uitați ce frumoasă este. Deci în Corpul A al Universității găsim, ce găsim aici? Facultatea de Drept, Facultatea de Chimie. Nu, Chimie e mai încolo. Aici, găsim Drept, găsim, da, de fapt găsim acolo. Litere, matematică, teologie. Fizică, teologie. Nu mai intrăm acum. O să intrăm cu altă ocazie și o să vă arăt și pe la interior câte puțin. Poate sunt unii dintre dumneavoastră care sunt curioși să vadă cum arată Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cea mai veche universitate din țară și la interior. După cum spuneam, corpul A, uitați ce cuprinde. Da? Chimie, drept, filozofie, fizică, istorie, știi de istorie, am uitat, litere, matematică, teologie. Bine, și rectorat, planetariu, librării, magazine, suveniruri. Frumos oricum. Dacă vreți să veniți la Iași, să faceți facultatea, vă încurajez să veniți, pentru că este o experiență unică. Aici intrarea principală către rectorat, cei 2 lei. Lei aceștia nu erau aici pe vremea când eram eu student. Universitatea. Palatul Universitar de la Copou, inaugurat la 21 octombrie 1897 în prezența regelui României Carol I, a primului ministru Dimitrie Asturza și a Ministerului Instruirii Publice Culte Rospiru Haret.
universitate în România. Da. Așa, pe partea cealaltă, după cum am spus, corpul B al universității. Nu știu dacă bate până acolo zoom-ul. Dar în corpul B avem facultatea de biologie, economie și administrare a afacerilor, da, geografie și geologie. Corpul C este acolo în zare, clădire mai înaltă cu niște antenuțe pe ea. Acolo cred că doar informatică, nu? Clădire de aici, unde e dreptul autobuzului. Este o clădire administrativă, nu? Clădirea asta galbenă de la stradă. Birou, ceva de administrație. Și mai era ceva în partea, undeva acolo, în stânga. Nu mai știu exact ce e acolo. Cred că tot birou, ceva, nu știu ce să zic. Bun. Și aici, în continuarea corpului A, ar veni ceva de la, nu știu, de la Gheorghe Asachi, mi se pare că are, are aici amfiteatre și săli și așa. Hai să vedem ce scrie. Sigur, facultatea de chimie, da, că la facultatea de chimie am avut și eu de lucru și am avut colaborări. Hai să vedem, în primul rând, cu statuie. Mai rău să prind partea cealaltă. Să vă arăt statuie, deci din stația de autobuz. Lui Mihail Cogălnicianu, pur român recunoscător. Așa. Nu știu cât de bine se vede. Se bate și soarele ăsta. Așa. În timpul primului război mondial, 1916-1918, în aula vechea universității s-au desfășurat lucrările Senatului României. Palatul Universității a găzduit în acei ani Ministerul de Război și Ministerul Instrucțiunii Publice. Da? Și aici pe hol cum intrăm, avem sala pașilor pierduți. Dar o să vă arăt cu altă ocazie. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Hai să vă dau doar așa un cadru. Un cadru și am ieșit să vă arăt sala pașilor pierduți. Cam cum arată și cât este de frumoasă. Uitați. Se numește sala pașilor pierduți. Dar o să intrăm cu altă ocazie. În altă zi, nu ne mai încurcăm acum. Ne continuăm ascensiunea pe Copou. Aici, pe partea stângă, imediat după stația de autobuz, avem încă un felinar din vechiul sistem de iluminare al Iașului. Vedeți? Aici, după universitate, avem campusul Titu Maiorescu. Nu mai au aici pe colț, a fost un chioșc, dar l-au demolat. Dacă vrei o pâine sau ceva rapid, dacă îl găsim. Da. În partea din capăt încolo nu mai merg. Să vă arăt. Este o cantina din Titu Maiorescu, da, unde mâncam bine, porții mari și ieftine, venite pe baza carnetului de student, mergeai și îți cumpărai mâncare. Și avem căminele studențești, da. Avem căminele începând de la stradă cu C5, C6, C7 și C8 lângă cantina Titu Maiorescu, nu? Da. Și aici avem parcul Titu Maiorescu, dar la Balena, cumva se numea înainte, da? Era o cafenea ceva. Da. Deci asta cum vedeți acum? Era o, cum să zic eu, vedeți fântânița asta de aici cu fântână arteziană? Are forma unui pește, unei baleni. Și de asta se numea parcul respectiv, sau încă se numește parcul la Balena. Hai, dacă se vede, ia uitați. Are forma unei balene. Ne adunam aici la
să nu zic la băut, la mâncat, la povestit, la întâlniri, la, nu știu, se cânta seara, la chitară, na, știți, ca pe vremea studenției, care a fost studenți, elevi, știți cum erau întâlnirile între tineri. Acum e vacanță, suntem în august, zona nu prea este populată, dar să vedeți după data de 1 octombrie, când o să înceapă facultățile, sau mai devreme, studenții vin prin, de pe la jumătate de septembrie, am vin să caute cazări. Deja 1 octombrie, gata, încep cursurile, trebuie să fie deja cazați. Și se va popula zona asta. Așa, ce să vă mai arăt? După cum am spus, căminul C5, acesta a fost renovat de curând. Da, și restul au rămas la fel, săracele. Are rost să le arăt? Nu are rost, nu? Nu, vă arăt căminile că nu are rost. Acesta a fost renovat. Are tâmplărie de termopan. Are, da, celelalte săracele mai abandonate. Mai mic o colții pentru dulap. Exact. Au încă tâmplărie din lemn, bate vântul prin geamurile respective, camere, da, mobilier vechi. Patul de la geam e... Da. Viața de, viața de student. Nu pot să zici că a fost urât. A avut farmecul ei. Ce se face? A fost o etapă din viață, exact. Când stai la cămin, atunci simți că ești student. Cu încă patru în cameră, vă dați seama. Da. Deci aici a fost campusul studenței Institutul Maiorescu. Peste stradă avem Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. În spatele acestor clădiri se găsește complexul Codrescu, un altă... cum să zic, campus, nu? Studentesc, cu cămine, căminele, ce numere era acolo? C11, C12, Gaudeamus, aici fel și fel de magazine, centre de listare, studenți fiind, umblam cu cursurile pe la toate xeroxurile pentru a-mi face și eu copii de la colegii care mergeau la cursuri mai des decât mine. De comerț. Altă clădire frumoasă. Imediat pe partea stângă avem grădina Copou. În această grădină să găsim și teiul lui Eminescu și muzeul Mihai Eminescu. Uitați aici pe partea stângă, clădire veche, interesantă. Haideți să vă arăt aici și după aia intrăm în parc. Mergând în continuare pe Alea Copou, găsim fosta alee a Principesei Maria, plasată chiar la intrarea de sud a Parcului Copou. Astăzi se păstrează doar aripa din dreapta și clădirea din fundal, cea cu pasajul de trecere către cartierul Păcurari. Ia uitați! Ce fain e! Corpul de clădiri din stânga a fost afectat de bombardamentele din 1944, în locul lor ridicându-se în anii 50 două blocuri.
Hai, cum vi se pare? Răcoare pe aici. Mergem încolo, ajungem spre Făcurari, dar nu o să coborăm încolo. Am vrut doar să vă arăt clădirea asta. Și ne întoarcem în grădina Copou. Nu ferici, în floriți. Roz.